Un bărbat din Derșida a ajuns la spital după ce vecinul care este rudă cu el l-a lovit cu o lopată în cap. Conflictul a izbucnit din cauza unor neînțelegeri mai vechi. Fiul acestuia povestește că acum câteva luni i-a împrumutat mașina vărului său, care a făcut un accident, în urma căruia poliția i-a ridicat permisul. De atunci, el este considerat vinovat de acest incident. Aseară, în timp ce se afla în curte, tânărul a fost agresat de către două persoane, iar tatăl acestuia a intervenit pentru el. În urma altercației, bărbatul a fost tratat la UPU Zalău, însă nu a necesitat spitalizarea. În cursul zilei de azi, urmează să fie depusă o plângere împotriva agresorilor. Ce s-a întâmplat cu tatăl tău? S-a întâmplat în felul următor, a venit o problemă din... Eu i-am împrumutat la Grăbănar Claudiu o mașină, în timp cu o lună jumate, când era zăpadă, prin care el era căsătorit, are o fetiță, are familie, a sărit și-a luat o fată de la discotecă, s-a grăbit într-o dimineață să pleacă, să o ducă înapoi la locuință, a sărit într-un șanț, a lovit mașina, prin care nu s-a prezentat în 24 de ore cum este legislația și ulterior trebuia să se prezinte, să aducă dovadă pentru mașina respectivă. Când s-a prezentat, i-a suspendat permisul, prin care acum tot timpul îmi reproșează că eu am spus la poliție să îi ridică permisul. Dar eu n-am nimic. Eu nu pot să spun așa ceva la poliție, să dau eu explicat ce să facă poliție. Și ce s-a întâmplat acum seara? Acum seara stăteam cu trei, patru băieți lângă o mașină și-a cumpărat un băiat o mașină așa la bani de nimica, prin care el venea sus, băiatul Grăbănar Claudiu care m-a lovit și când m-a văzut zice, bă, zice, tu ești ăla care mi-ai făcut treaba cu permisă. Și el, verii lui erau ăia doi care mi-arăta mașină, ce mașină și-a luat. Care m-a sărit să mă lovesc, mi-a dat două, trei pumni pe partea dreaptă, prin care ăla, vărul său, care ulterior, înainte de astăzi, de a veni ăla, stăteam la povești așa ca și cu orice om. Așa, și tatăl tău a intervenit pentru tine? Da, taică mă vinea din sat spre noi sus și a văzut ce s-a întâmplat și a fugit și el. Bă, ce faceți aici? Ce scandal aici? De ce faceți asta? După care, pe taică mi-a luat un pins, că e rudenie cu el. Așa, și cine l-a lovit? Am înțeles că l-a lovit Grăbănar Codruț. Aseară, în jurul orei 22, un echipaj SMURD a adus în urgență un pacient în vârstă de 62 de ani care a suferit un traumatism craniofacial și multiple leziuni la nivelul frunții și antebrațului stâng, leziuni post-agresiune. Pacientul a fost tratat de echipa medicală din urgență și externat 3 ore mai târziu.